să merge pe extreme, extrema fiind, una dintre ele fiind, asta zic că sunt extreme, consanguinizarea și impurificarea. Astea sunt extremele care ar trebui în mod normal evitate. Deci astea sunt lucruri care se aplică doar pentru niște programe speciale, nu ca o regulă, ca o chestie uzuală. Și s-a făcut un abuz mare de consanguinizare, de multe ori s-au ajuns la probleme din cauza consanguinizării și s-a trecut în extrema cealaltă, în a infuza cu tot felul de genotipuri sălbatice, care vin cu defectele lor din sălbăticie. Iar cele mai mari probleme, părerea mea, este că vin din consanguinizare. Și apar ciudățenii de tot felul, probleme la puiet, probleme de comportament, probleme de dezvoltare, de vitalitate, de orientare. Acum, de ce apar astea? Pentru că prin consanguinizare se fixează anumite gene și se pierde anumite gene. Când o genă se fixează, alela ei se pierde. Și din cauza asta, pierzându-se gene, asta s-a întâmplat la majoritatea raselor perfecționate din lume, și la câini, și la mâțe, și la tot ce se vede. Există anumite sensibilități, anumite predispoziții de rasă, pentru că s-a pierdut o anumită genă prin anumite minizări care au intervenit la un moment dat în istoricul rasei și s-a pierdut o genă care genă ar fi ajutat la adaptare sau la ajuta, deci o genă benefică. Ori ca să faci astfel de fixări de gene, ai nevoie de foarte, foarte mari efective de animale pe care să le consanguinizezi și să alegi doar ce fixează genele pe care ți le dorești. Nu consanguinizezi câțiva, acolo 10-20 de indivizi și poate că niciunul nu este perfect, adică fixează și gene nedorite sau pierde gene pe care ți le-ai dorit să nu le piardă. Și apar, asta zic, că sunt multe linii, mai ales ce au ajuns în România, părerea mea că n-au ajuns din prima linie care să fie potrivite, orică potrivite nouă ca adaptare, orică probabil s-a mers pe neîncredere în români și s-a dat material ceva mai prostuț, dar multe, multe linii care au ajuns au fost cu tot felul de ciudățeni, zic eu, sau cel puțin diferite față de ce știam eu că este bun. Asta ar fi, că de-aia zic că nicio rasă nu e perfectă, dar acum, ce să zic, la nivel așa personal, ce mi-a plăcut e treaba că totuși din cadrul rasei Buckfast mi-au plăcut anumite linii mai mult decât tot ce am văzut până acum pe Carnica. Nu știu, sper să nu fiu prea, să n-am, cum să zic, informații prea trunchiate și să nu... Cu asta am zis că vreau să văd lucrurile mult mai profund și mai larg înainte să mă pronunț inclusiv pe propriile direcții. Și nici n-am vrea să influențez greșit pe alții. Și acum asta am făcut, am împărțit stupina în două, jumătate mie pe Carnica, jumătate mie pe Buckfast, și pe Carnica am încercat, pentru că în mare am avut dezamăgiri de la Carnica, am încercat niște linii foarte lăudate de Germania, de așa, să văd și alea cum merg și în paralel cu Buckfast-ul și să vedem. Și nu, și la Buckfast v-am zis că multe linii au dezamăgit și aici. Am avut multe care au fost impecabile, doar că n-au produs. Deci magazina plină de albine și miere, pauză. Au supraviețuit și atâta, mai puțin decât Carnica au produs. Așa că nu... Ce contează în zootehnie la nivelul actual, deci în prezent, indiferent de specie, este linia, nu rasa. Nu se mai merge atât de mult pe rasă ca idee, cât se merge pe linie. Așa că nu contează prea mult rasa, contează ce linie ai din rasa respectivă. Da, l-am pierdut din nou pe Sorin, am văzut că n-a reușit să se conecteze. Am bucurat să-mi capă rusă și el.
așa. N-am prins de la bun început discuția voastră, că m-am trezit că aveam o fantomă lângă mine. Acum nu-i fantomă, acum e fiul meu. Așa e Daniel. El este apicultor. Mulțumesc la fel, este apicultor. L-ați văzut în stupină la marca de regine. Așa, în februarie face 3 ani. Mulțumesc la fel. Revenind la direcția discuției noastre, încercam să lămurim aspectul acesta de importanța calității materialului și de preocuparea de a face o selecție în propria stupină, atât ca și producător de regine proprii, cât și în ceea ce privește multiplicarea. Așa, un moment, revin imediat. Domnul doctor, pot avea o întrebare? Mă auziți? Da, vă ascult. De exemplu, dacă întreb, fiindcă habar n-am, dacă iau un breeder de bufas și mai iau o linie, cum îi spune noastră, el fiind breeder, el mai mare și el mai tare, și mai iau și între altă parte același lucru, le aduc acasă, le încrutișez, pot trage în continuare din ei? Din ce rezultă? Sau se strică undeva acest material pe drum? Nu neapărat. Dacă am în două F0, teoretic ar trebui să fie ok. Dar acum asta e problema, că de asta am zis, riscurile sunt ca să nu fie ori bine adaptat, ori bine fixat, să nu fie chiar de calitate acel breeder. Acum și ce știam, ce am aflat și de la alte persoane, nu toți breederii cumpărați, vorbim de măci foarte tinere, deci măcile netestate. Nu toți confirmă la testare. Acum, dacă luați una foarte scumpă, gata testată, poate să fie mult mai mare garanție. Dar normal că dacă aveți două linii nerudite intrarasiale și le purcișați între ele, din două F0, iasă tot F0. N-ar trebui să fie problemă cu caracterele. Ai întrebat personal de Buckfast, fiindcă văd că se tot scrie pe chat-uri. Nu am avut... Nu, deci nu e problema... Nu e așa problema. Deci asta nu există linii de mamă și linii de tată care să fie respectate așa ca la hibrizi. Pentru că Buckfast nu e hibrid, e rasă. Nu, deci F0 cu F0 dă F0. Doar că nu se poate pune semnul egal între toate liniile care există. Poate să fie mai ok sau mai puțin ok ca linie. Nu că n-ar fi bine fixate caracterele ca intrarasial. F0 cu F0 de F0. Dar, v-am zis, sunt tot felul de alte nuanțe pe care le putem urmări și le putem... O să ne placă sau să nu ne placă. Până la urmă, ce înseamnă acest breeder? Că se vorbește de breeder, înseamnă că o matcă a fost testată ea însăși 2 ani, apoi că s-a tras din ea și, sau în acest timp s-a tras din ea și produsul acestei mame a fost de calitate? Sau deci, breeder s-a păstrat 2 ani și... Este o matcă din care se trag zeci și sute de larve, punct. Acum că s-a testat, că nu s-a testat, asta e partea a doua. Poate să... Breeder... Practic, materialul din care se reproduce. De ce anume se reproduce, asta e altă motivație. Cine decide să reproducă dintr-un material are motivele lui, că a testat sau că n-a testat sau în ce fel a testat. Părerea și mea este înțeleg că... Să înțeleg că acest breeder a fost făcut în laborator, adică însemnat artificial, sau nu? Depinde. Deci, normal, în momentul în care cumpărați o matcă, trebuie să știți despre ea, cum a fost împerecheată, unde a fost, cu ce linie de tată sau cu astea, că ce vârstă are, tot felul de date, asta este între vânzător și cumpărător, deci informații care ar trebui să fie transparente. Dar părerea mea este că, asta am zis-o tot timpul, calitatea unui reproducător, indiferent de specie, este dată de calitatea produșilor lui, de calitatea descendenței. Deci eu n-aș trage masiv din nimica decât după ce am văzut ce anume produce.
Asta vorbesc de o opțiune personală. Deci, na, eu nu, unul n-aș înmulți sute de bănci și să fac dintr-o singură mamă. Că după ce am văzut 5, 6, 10 fiice cum se manifestă în producție. Apoi, dacă îmi plac, da, într-adevăr, transmite ce transmite. Și merită sau nu merită. Și dintr-o mamă confirmată, asta ziceam, că dintr-o mamă confirmată aș vrea să fac și împerecherile dirijate și însămânțările artificiale și ce mai am de făcut, care a confirmat prin descendență. Dar, ce să zic, acum fiecare are tot felul de obiceiuri. Un obicei pe care domnul Van Praag l-a semnalat era ideea de a testa sau de a nu testa mamele de trânturi. Ori și părerea lui și părerea mea este că o mamă de trânturi prima dată trebuie să fie un an în producție, să vezi într-adevăr ce poate, ce nu poate, ce slăbiciune are. Și apoi să o duci pe stațiune de, sau să iei trânturi din ea pentru inseminare. Nu doar prin faptul... Păi nu, nu așa ar fi corect? Da, numai că uitați că și în Occident e o linie bună, s-a confirmat că este bună, mama liniei trăiește, deci bătrâna aia trăiește, poate să aibă 3-4 ani, depinde cât are. Au avut fiice bune și atunci unul care vrea să o facă bunică de trânturi trage fiice din ea. Trage și la anul le bagă. Nu se mai gândește să le mai țină un an, să vadă care dintre ele merită sau nu merită. Deci chiar se practică treaba asta la nivel mare în Occident, pentru că oamenii, chiar am zis, ei acolo sunt practicieni, sunt foarte buni executanți tehnic, dar nu au înțeles profund toate aspectele. Noi le înțelegem profund, dar nu le aplicăm. Avem altă problemă în România. Ori dacă Rudner a lansat ideea asta că poate să facă, de exemplu, trântori din regine pe care le-au trântorit din start, privându-le de trântori, da, sau de așa, i-au luat-o de bună și chiar o practică de zeci de ani treaba asta și folosesc măci netestate, doar deci din bunică testată, mamă netestată trântorii. Ori mamele alea poate să fie luat de la bunica lor, să fi preluat caractere sau să nu fi preluat caractere bune. Ori dacă n-a preluat caracterele bune, degeaba are ea. Ați văzut, fiecare, orice geniu poate să dea și copii, da, handicapați, să zic. Înțeleg. Deci prima dată trebuie să văzut dacă a preluat genele care ne interesează de la acea bunică de trântori. Și doar cele care ne convin să fie mame de trântori. Asta e ca o idee. Deci tot timpul e de lucru. Asta e ideea, că nu ne putem culca pe ureche, gata, ce-o zis ăla sau ce scrie acolo. Sau... Tot timpul mai avem de ajustat, de adus pe genetică vorbesc. Dacă e să o luăm pe partea de genetică. Și de testare și ameliorare prin selecție. Să înțeleg că ce e să intre în România e pentru România și ce intră într-altă țară este fix pentru acea țară? Calitatea diferă de la popor la popor? Părerea mea este că există și oameni care dau pentru România material diferit. Poate nu toți. Adică nu, sigur nu toți. Există și oameni care nu fac diferența, dar există și oameni care fac diferența din Occident. Sau poate fac diferența între un om și altul, sau eu știu. Sunt oameni care fac diferențe și care nu fac, părerea mea. Și cei care fac diferențe au dat ce au dat, au dat gunoaie. Deci de ajuns gunoaie, sigur au ajuns în România. Acum, deci să înțeleg că tot la noroc aș cumpăra, dacă a fi. Fără intenție. Deci se poate să fie și fără intenție. Asta nu putem să decidem noi. Adică să dăm verdicte așa, chiar așa ușor. Că se întâmplă ca o matcă să fie proastă, că așa e ea, fără ca ăla care o vinde să-și dea seama că neapărat că e proastă. Dar sunt sigur că anumite persoane au gândit și așa, să zicem, mai discriminatoriu. Mai economic, între ghilimele.
Acum, asta zic, că nu poți să iei totul cu ochii închiși. Oricât de bune intenții ar avea omul, poate să și greșească. Adică nu poate o matcă să o aprecieze din nucleu, din starea de nucleu, să știe ce urmează. Și greșeala este în momentul în care ți iei o matcă. Chiar domnul Wagner zicea la Hamba, odată sau de două ori, una e ca niciuna. Deci o singură matcă poate să fie sau să nu fie. Acum, dacă e o bunică de excepție, chiar e foarte bună, nu prea dă greș, dar rar se întâmplă să fie 100% totul. Or, asta e, nu e cu ochii închiși una singură și din aia să stragi sute de mătci, că aia e, că ai dat bani pe aia bolți. E bine să ai un lot de 3, 5, câteva, din care să alegi. Orică surori între ele, orică chiar și din linii diferite. Da, înțeleg. În cazul acesta ar merge în paralel ce s-a vorbit la începutul temei. Breeder și selecție proprie. Deci trebuie asta să iau breeder și apoi iar să fac selecție pe ei. Numai că aș lua de la un punct mai în față, de la câțiva pași mai în față. Asta ziceam și eu și în grupul meu de prieteni. Măi, să ne păstrăm ce avem bun. Neapărat ce avem bun, nu neapărat că îl avem de la noi de sute de ani. Dar am constatat că e bun, ne place. Dacă ne place, nu-l pierdem. Din mână încercăm să-l păstrăm cum putem și mai ce mai aducem, că aducem din larve sau că aducem gata împerecheate sau ce mai aducem, testăm. Și vedem dacă se ridică sau nu se ridică la nivelul a ceea ce deja avem. Asta e. Lucrul acesta aș dori să învăț. Aici, să spunem, să păstrez ce e bun. Da. Așa de făcut regine, faci regine și gata, sau faci boci, cum a fost cazul meu. Pentru mine regine și pentru ceilalți boci. Bun, a păstrat ceea ce asta deja presupune împerecheri dirijate. Numai, sau inseminări artificiale. Asta e... Sau luăm cu început, așa, cu dirija mai întâi și apoi ne hazardăm. Sau cel puțin eu. Cer să fiu și realist. Da, cel puțin pentru mine am clarificat două lucruri în seara aceasta. Aș vrea să vă întreb dacă sunt lucruri de clarificat vis-a-vis de conceptul și de structura cursului. Bănuiesc că acum a fost un fel de prezentare, nu? Da. Deci cuprinsul, ce va urma? Da. Ați văzut. Da. Dacă e ok, dacă vă convine, adică dacă vă place tematica. Dar sincer rămân uimit că gustul de Coca-Cola dintre altă țară are un gust și gustul de Coca-Cola noi în țară are alt gust. Lucrul ăsta îl știam, l-am acceptat, dar la regine rămân. N-ar trebui să-l permitem. Deci asta din partea românilor este greșeală, că permit. N-ar trebui să permitem așa ceva. Ați văzut, avem un președinte care nu-i român și a dat cu haina de mașină. N-a permis în Franța să iese. Noi permitem. Noi a plecat. Că de asta au văzut că le merge. Da. Să mândru că sunt român. A intrat și Iulian pe Sorin, n-am reușit să-l aduc în seara asta. Ok, Ionuț, vreo recomandare vis-a-vis de structură și de mod de prezentare? Să revin la sunet, da, legat de, nu recomandare, mie îmi pica foarte bine când vedeam și varianta PowerPoint sau varianta cu slide-uri, pentru că obișnuiesc să și citesc ceea ce aud. Legat de chestiunea asta, aș merge pe varianta poate de introducere de prezentare pentru toate trei, cu accent pe varianta a treia de care vorbim în seara asta.
Și cine are de învățat, învață, zic. Da. Merg spre ideea de interactivitate. Presupun că suntem la început, acum și poate un pic mai timorat în a vorbi, dar Doamne ajută. De ce îți vreau să clarific lucrurile acestea? Unu, că dacă discutăm la nivel de hobby sau de propria stupină, nu mai punem accentul atât de focalizat pe câteva aspecte din fiecare capitol. În schimb, dacă vrem să o țintim în zona aceasta a multiplicării, credem că sunt foarte multe lucruri care n-aș trece ca așa superficial. Pe de o parte că este latura aia perfecționistului, pe de altă parte că le considerăm importante în procesul acesta de a înțelege și a pune în practică corect creșterea. Legat de PowerPoint, s-a întâmplat o treabă. M-am trezit că, deși a fost făcut, m-am trezit doar cu 64 de memorie pe hard disk, 64 de mega. Și nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat, ci s-a pierdut slide-ul respectiv. Am înțeles. Între timp am găsit un fișier care era de 16 giga. Și a trebuit să-l șterg, nu și avea rostul. Da, cred că e înțelept din partea noastră să nu aruncăm ceea ce avem noi, pentru că am impresia că multă parte din materialul care vine din afară, în mare parte, e și multă reclamă. Cred că noi, ca români, uneori am fost prea naivi la ceea ce ni s-a spus de afară, s-au mers foarte mult pe ideea că cei de la ei e bun, cei de al nostru din țară e rău. Vorbesc ca unul care am încercat nu doar autohtona noastră. Cred că înțeleptul din partea fiecăruia dintre noi să păstrăm ce-i bun de la noi și să luăm ce-i bun de la ceilalți. Deci, am venit în direcția asta. Și dacă putem să ne perfecționăm, Doamne ajută, că poate noi în sistemul românesc mergem pe ideea că lasă-o văd că merge așa. Adică cu boci de salvare, cu roire, cu știu eu. Să ni se pare că ideea de multiplicare este prea departe de ceea ce am putea face noi. Ideea că dacă ne-am apucat și vrem să facem ceva și noi numai hobby, să tindem spre excelență. Să ne dăm silința, că e spre beneficiul nostru, de ce nu? Înțeles. Na. Vorbeau colegia din aur și zicea, nu, am o linie de afară. Ar fi interesant de ținut cont și de cei care sunt neserioși. Nu știu dacă ați văzut că există pe Facebook o listă pe un anumit grup de cu țepare. Poate am putea face și o listă de țepare nu numai autohtoni, și cei care au fost neserioși, sau știu eu. Anumite criterii în care să ne dăm seama că am luat țeapă, achiziționând un breeder sau știu eu, ceva din străinătate. Da. Și acum mai cred că sunt mai multe criterii care ar trebui luate în calcul aici. Una e să cumperi de aici să cumperi și să o aduci aici la Suceava, unde la mâine noapte sunt minus 15 și alta să o duci la Giurgiu sau la Alexandria, unde s-ar putea să meargă bine la Alexandria și s-ar putea la mine aici să spun băcar la țeapă. Adică... Exact, exact. Asta e o mare problemă, pentru că există condiții diferite și de mediu și s-ar putea să fie și obiective diferite. Chiar ceea ce le convine lor acolo să nu ne convine nouă aici, ca și principii, ca și caractere pe care le vrem. Eu am luat de undeva din sud oameni foarte serioși, linie de multiplicare. Am mers pe Caucazian și pe Carnica. Ce spunea ța din aur? Carnica nu m-a impresionat cu nimic. În schimb, mi-a plăcut cum merge Caucaziana. Acum, nu e universal valabil. Dacă la mine merge că e mai rece aici, merge Caucaziana mai bine. Criterii poate ar trebui să ținem cont de zonă și din demânarea apicultorului și mai multe aici, cred. Nu, ce-i la barbă? Dar vorba românească, domnule, sunt prost, dar mă tratez, știți? Nu am telefonul roșu. Suntem aici, învățăm. Da. Închidem ușa. Câștigul e al nostru, al tuturor care vrem să ne specializăm.
Și de ce nu? La, poate ne se pare complicat varianta cu seminarea și cu toate astea, că am citit ce scria colegul nostru Adrian Aur. De ce nu? Învățăm și tindem spre lucruri mai bune, adică să învățăm că e spre binele nostru, spre folosul nostru, chiar dacă investiția presupune efort mare. Da? Vorbesc mai puțin, că așa se întâmplă. De obicei, cine ar trebui să tacă, ăla vorbește. Da. Dau legătura în studio. Am preluat legătura în studio. Mulțumesc, domnule. Domnul Marian Popa, sunteți cu microfon sau tot nu puteți vorbi. Ok, Bogdan. Domnul Maria nu poate vorbi, Bogdan, să vedem dacă vorbește, domnul Nicolae, Nicu. Iulian. Ovidiu. Ce să spun? Dacă ar fi să urmăresc un pic firul discuției și întrebările care s-au pus, a fost o întrebare la care eu n-am răspuns deocamdată legat dacă sunt mulțumit de ceea ce am în stupină. Sunt și nu prea. Știu că am de lucru așa pic nerăbdător anul ăsta să muncesc mai mult pe selecție. Pentru că am pus ochii așa pe 5 măți, cel puțin, din stupină la mine anul trecut, mi-au plăcut și aș vrea să încerc anul ăsta să fac ceva cu ele. Dar aș vrea mai mult. Deci chiar aș vrea mai mult, mă refer aici la fiecare dorește elită. Dar vreau mai mult. Anul ăsta probabil va fi ochii mai deschiși, urechile mai destupate, un simț mai ascuțit la selecție și sper să reușesc în anii care vin. Dacă ar fi să spun acum cât îți de mulțumit, undeva la un 60-70%, cam acolo aș fi. Poate sunt prea optimist, dar se poate mai mult. Mie mi-e de folos lecțiile astea care le-am avut în seara asta. Sigur, este o introducere și am și eu de învățat foarte mult. Și eu locuiesc tot în zona asta de nord a țării, eu spre partea din Botoșani, și la fel și partea asta la altă și mă ajută și pe mine să înțeleg, de exemplu, acum ideea asta de atunci când mă uit la o matcă să mă gândesc la aspectul acesta al zonei unde sunt. Îmi văd și aspectul acesta mai bine. Nu, mulțumesc frumos. Cei care n-au putut să vorbească, să vedem dacă ne-au auzit. Ok. Am înțeles, domnul Marian. Bogdan. Nicu, dacă ești prezent, Iulian, cred că nu-i merge microfonul. Deci cu mici excepții în situația în care poți să aibă, de exemplu, cum este Nicu, copiii ăștia doarmă lângă ei, bebelușii, m-aș bucura să putem participa fiecare dintre noi și să putem să ne exprimăm. În felul acesta eu am o percepție dacă, pe de o parte, suntem activi, pe de altă parte, dacă mesajul vi se adresează sau nu. Nu vă constrâng, în ghilimele spun treaba asta, să stăm cu camerele deschise, dar într-o sală contează foarte mult limbajul non-verbal. Aici aș vrea să totul să avem interacțiunea aceasta unul cu altul. Și de asta m-aș bucura pe viitor să putem avea interacțiune. Domnilor, dacă nu mai sunt aspecte de clarificat, astfel vom parcurge următoarele ore.
sau următoarele zile care le vom avea în atenție în discuții. Aș vrea totuși să am o percepție. Mâine este un timp optim pentru dumneavoastră. Ne putem vedea și mâine. Domnul doctor Popovici, mâine este optim? Da. Anatomia și fiziologia albinei. Da, da, da. E ok. Eu de miercuri până sâmbătă sunt plecat de acasă. Super. Acum, treaba este că, apropo de idee, băiatul cu care plec zice că are un internet pe Orange și se va trebui ca miercuri seara să probăm. S-ar putea să fi rezolvat problema de care am discutat. Ok. Deci, zice că și-a laptopul, eu îmi iau căștile, microfonul, el are internetul pe Orange și dacă funcționează, e perfect pentru vineri. Super. Deci, nu, și pe mâine seară e ok. Perfect. E careva care mâine seară are nevoie să se motiveze să nu fie aici? Am să încerc să rezolv problema și cu Sorin și să verific și pe celălalt coleg dacă mai vrea să participe. Nicon spune că e ok mâine seara. Ovidiu, pentru tine este ok mâine seara? Da, 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 e ok. E okay. Mm-hmm. Probabil că mâine seara, dacă se tinde discuția să fie după ora 9.45, o să fiu și eu tot pe telefon Orange în drum. Nu știu cum o să fiu exact cu semnalul, dar o să fie bine. Ionuț, pentru mine este ok. Este ok și dacă mâine seara mă un drum spre capitală, telefoanele, căștile și la drum. Se rezolvă. Este ok. Ce faci, domnule? Tocmai aveam pregătit un PowerPoint pentru anatomia și fiziologie de excepție și mâine seara nu o să-l vezi. Îl văd, îl văd de la volan. Îl văd Ionuț, de la volan. Ionuț, azi că țin eu telefonul. Da. Așa, că vom fi în aceeași mașină în drum spre București, deci facem un live din mașină, da. Am înțeles. Da, este ok, este ok, eu merg spre aeroport. Am înțeles. Mâine, da. Deci... Absolut. Marian, GMK? Da, sunt liber. Presupun că ești liber. Dacă ești disponibil. Da, domnule, sunt disponibil. Ok. Da, acum, domnule Nel, în prima seară, cred că, na, colegii au fost mai rezervați, așa e ca în clasa 1. Mâine vom fi în clasa 2, deci vom vorbi mai mult. Da, ești pregătit? Da. Eu mă gândesc la colegii, nu la mine. La colegi, dai vina pe ei, nu? Da, păi așa e, așa e. Așa, ca să-ți fac puțin în ciuda. Așa, dăm voie să... Ai, ce problemă aici. Așa să te necăjez puțin. Da, uite, formatul ăsta e mult mai accesibil pentru mine decât celălalt. Probabil de fiecare dată o să facem varianta aceasta, în care să inițiez un live, dar care nu-l fac public. Nu se transmite altfel. Așa, ce doar... Ceva de genul ăsta va fi mâine seară. Da, se vede. Mâine la ce oră? Mâine la ce oră începem? La ora 8. E vreo problemă este legată okay. De ora 8? Pentru mine nu. Daniel? Nici pentru mine. Ok. Okay, deci rămâne pe 8? Pe 8. Pe ora 8. Ok. Pentru mine era ok și la 8 și la 9 jumate, cum mai zicea cineva. Cum? Pentru nu contează. Mie îmi convine ora 8. Mie îmi convine ora 8, că la 10 intenționez să pornesc la drum. Ok, așa facem. Mâine seara la ora 8. Ok. Dani, o să ai și tu PowerPoint, o să-l ai în față. Mâine seara preiei tu keyboard-ul, pupitru, microfonul. Și da, da, da. Te secundez. Ți-l trimit pe mail PowerPoint-ul și... Da, păi asta chiar mă gândeam că ai făcut o treabă așa și fără mine, dar văd că e bună în prima impresie. Da, mie îmi pare că locul fragmentat pe aeroportul
na, neavând salvat partea a doua, nu înțelegem de la ce mine, de la ce a mers greu. A fost un fișier de captură de desktop care au avut 16 giga. Asta este, domnilor. Mulțumesc de participare. Mulțumesc de încredere. Vă doresc cu seara plăcută. Și ne auzim pe mâine seara. Mulțumim. Seara bună. Da. Seara bună tuturor. Mulțumim. O seară bună. Bine. Seara bună. Sănătate. Bună.